seara și bine v-am regăsit la monitor. Sunt Diana Brădean, iar pentru început, haideți să vedem care sunt pe scurt câteva dintre subiectele ediției. 96 de ani de administrație românească în Arad. Sârbii trec granița ca să se angajeze în România. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Monumentele UNESCO au vizitat siturile din Munții Orăștiei. Bolid de aproape 100.000 de euro folosit în anchetele poliției. Prin zilele administrației 2015 se celebrează 96 de ani de administrație românească în Arad. Dar mai mult decât atât, acest eveniment este dedicat susținerii și promovării valorilor democratice europene pe care le regăsim nu doar la nivel internațional și național, ci dorim să le implementăm și la nivel local. În cadrul sesiunii au fost prezenți profesori universitari din țară, dar și personalități importante ale Aradului. Conferințele pun în discuție probleme cu care se confruntă administrația la ora actuală, însă pun în perspectivă și secvențe importante din istoria locală și națională. Sunt bucuros că acest eveniment se derulează în sala Ferdinand, a municipiului Arad. Cred că suntem oamenii care reușim să aducem respect istoriei și personalităților din istoria noastră. În curând, în această clădire, vom inaugura sala Regina Maria. Facem aceste lucruri pentru că trebuie să păstrăm o recunoaștere față de ce au făcut oamenii puternici ai vremurilor pentru români. Încercăm și noi să ne ridicăm la nivelul acelor oameni și să facem eforturi ca împreună să lăsăm în documente, în cărți, aprecierea noastră și să aducem în față vremurile respective. De multe ori, pentru a avea curaj, pentru a te ridica, pentru a putea să zbori, trebuie să vezi cum a fost înainte. Și cred că atunci când ne uităm la o astfel de carte, ne dăm seama că am plecat în urmă cu câțiva ani la un drum și astfel ajungem să demonstrăm că suntem oameni serioși și am reușit aici, în micul nostru oraș, să strângem personalități și să punem cap la cap lucrări, lucrări care sunt foarte importante și care vor rămâne pentru urmașii noștri în educația. Printre cei care au adus o contribuție de-a lungul administrației arădene se află și înalt preasfințitul Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului. A devenit tradițională această sesiune și aceste zile lunare cu cele ale academice arădene, dar administrații locale cu rememorarea evenimentelor legate de Marea Unire din 1918, desigur că dă un aspect deosebit pentru mobilizarea tot ceea ce înseamnă dorințe noastre de mai bine pentru societatea de astăzi, pentru cetatea noastră, pentru țara și poporul nostru. Latura academică punctată prin intermediul acestor conferințe își propune să revalorizeze importanța administrației publice în conturarea identității locale, propunând cu această ocazie un dialog cu comunitatea locală despre istoria orașului Arad și rolul administrației publice locale în soluționarea problemelor cetățenilor. Bolid de aproape 100.000 de euro folosit în anchetele poliției. Este vorba despre un jeep echipat ultramodern ce va fi folosit pentru a interveni în cazul unor dezastre. Echipa care va lucra cu aparatura desprinsă parcă din filme a fost special pregătită pentru a-i putea folosi la maximum toate dotările. Jeepul a costat 60.000 de euro, însă dotările lui speciale au o valoare de încă peste 35.000 de euro. Este visul oricărui investigator, iar acum este folosit de polițiștii români, după ce a fost cumpărat cu fonduri nerambursabile de la elvețieni. Totul a fost proiectat pe conceptul acesta modern de disaster victim identification, adică identificarea victimelor în cazul dezastrelor, indiferent că vorbim de accidente aviatice sau de alte tipuri de catastrofe, explozii, incendii. Aparatura este detașabilă și se poate transporta cu rucsacul dacă locul intervențiilor nu permite accesul cu mașina. O echipă de 5 investigatori lucrează cu acest bolid desprins parcă din filme. Ei au avut nevoie de instruire specială. Vă dau un singur exemplu însă și
conducerea unei astfel de mașini ridică probleme, pentru că trebuie să știi să-i folosești capacitățile efective și au făcut o pregătire specială de 3 zile cu conducător de off-road de la cluburile de automobilism off-road. Criminaliștii folosesc mai nou și un soft revoluționar, care le permite să continue investigația în birou, având imaginea completă de la locul faptei. Îți permite realizarea unor imagini tridimensionale ale locului faptei, ca într-un videogame, dacă vreți, să folosesc o imagine care e aproape exactă. Permite anchetatorului, după ce și-a obținut imaginile și le-a fixat, să revadă tridimensional câmpul infracțional. Este extraordinar și este extrem de util. Practic se compune din mai multe fotografii o imagine circulară a locului care trebuie fotografiat. Se fotografiază 360 de grade și 180 de grade.